Am 18 ani. Febstronauți de Jean-Laurent Sterian. Lectura Elias Ferkin. Domnule Bridariu, e un băiat bun, liniștit. La școală nu face probleme, se ține ochii la toate, chiar și la fizică, pe care eu n-am înțeles-o niciodată. Nici nu-i cer să fie tocilarul clasei cum era taicăsu și la ce i-a folosit. Nu bea, nu se droghează ca alții de vârsta lui, că cei la el în clasă e nebunie. Problema e că nu are prieteni, adică eu nu-l văd cu nimeni, nu invită pe nimeni acasă. Am vorbit și cu alte mame, ai lor joacă fotbal, ies prin parcul Verdi, numai al meu nu-și scoate ochii din telefon și calculator. Nu știe nimic despre el, nu vrea să vorbească, se uită la mine și ridică din numeri. Iar când vorbește, vorbește în dodi, zici că e chineză. Vocea ascuțită trecea și prin ziduri. Cum dracu să stai fără căști în preajma ei? Pe YouTube, Mădălin începuse un opening și dacă intrai pe codul lui, picau brawlerii legendari și cromatici la greu. Data trecută îi venise Sandy, cu care se potrivea cel mai bine la dotări. Radu! Radu! Da, mamă. Scoateți căștile! Da, mamă. Domnul Marius te așteaptă. Dă-mi telefonul. De ce? Dragoș, să nu ne certăm. Nu se intre cu telefonul la acolo. Nici nu se discută. Dar nu o să stau pe... Îl țin în buzunar. Ba, o să-l țin eu în poșetă. Simpla idee că va ajunge lângă rujurile și obiectele ei femeiești e cringy. Un cap bărbos apare prin ușă. Oh my god. Mi se pare mie sau seamănă cu Colonel Ruffs. Părul care îi atârnă peste urechi are ceva de cățel. E ok, doamna Roșca. Lăsați-l cu telefonul. Nu mă deranjează. Chiar e ok. Așteptați-ne aici. Privirea ei obosește dintr-o dată. Când se așează, potrivindu-și fusta și sprijinindu-și capul pe perete, mi se face un pic de dor de vremea când stăteam cu ea în bucătărie. În timp ce ea făcea aluatul, eu băteam albușul de bezea și pe urmă lingeam vasul. Pe urmă, ea se odihnea pe canapea cu o revistă în față și eu băgam ture la cuptor să văd când e gata prăjitura. Parcă a trecut un secol de atunci. Hai înăuntru, spune Colonel Ruffs și apoi se prezintă, ca și cum aș putea reține numele cuiva care are mai mult de 25 de ani. Marius! Radu. Detest strânsul de mână. În cameră miroase a cafea. Pe un birou vechi, acoperit cu o placă de sticlă, se află un ibric conic, o tavă și trei ceșcuțe. Una e plină, una e goală, alta e goală, dar murdară. Mai sunt și două fotolii plușate de aceeași mărime și o bibliotecă plină de cărți. Arăt cu mâna spre fotolii. Care vrei tu? Zice Ruffs. De câte ori sunt pus să aleg între stânga și dreapta, aleg stânga. Nu știu de ce. Am citit că un neuroscientist a făcut un experiment prin care a conectat creierul cuiva la un osciloscop. Tipul l-a întrebat pe ăla legat la fire, i-a arătat ceva care presupune o alegere de direcție, stânga sau dreapta, și osciloscopul s-a activat cu ceva timp înainte ca ăla întrebat să fie conștient că a luat decizia. Eu n-am nicio preferință, zice tipul care e plătit să vorbească cu mine. Așa crede el. Mă întreb dacă știe experimentul sau dacă alegerea pe care o fac e un test. Ce mișto ar fi să am ganul lui Shelley și să explodez fotoliile de la distanță. Și acum vine momentul ăla awkward în care nimeni nu spune nimic. Ruffs își trece mâna prin barbă. Tușește. Cafea? Tușesc. Aveți pumpkin raf? Poftim? La Tucano au. Tucano ăla de lângă British Council? La toate. Aha, nu am. Dar ce are special pumpkin raf? Dovlea congelat, scorțișoară, anason, cuișoare și zahăr vanilat, zic dintr-o răsuflare. Wow, sună ca un cozonac lichid. O fi bună, nu zic nu. O să încerc când ajung prin Dorobanți. Am cafea la ibric, am făcut-o mai devreme. Întâi își toarnă lui, apoi mie. Nu știu de ce, dar îmi place asta. Prea multă politețe strică. Ceșcuța pe care mi-o întinde e mică și cute. Are un desen mișto pe ea. Zici că e manga. Îi fac o poză.
Mi-ar plăcea să existe o aplicație ca Shazam, dar pentru cafele. Să o fotografiez și să-ți spună ce cafea e, zice Raps. Ar fi lit, da. Pe plante sunt multe. Plantix, iNaturalist, Agrobase. Eu am un LeafSnap, e cea mai blană. Ne uităm amândoi în jur după niște plante, dar în încăpere nu se află niciun ghiveci și apoi ne uităm unul la altul. Funny. Cea mai tare chestie cu cafeaua la ibric e că poți să-ți ghicești viitorul. Cel puțin așa se zice. Dă ceșcuța pe gât și mi-o bagă sub ochi. Zațul de pe fund arată ca o flegmă neagră în care și-a băgat cineva degetul. Când eram mic făceam asta. La mine pare un medalion, un fir alungit pleacă din margine spre buza ceștii. Înăuntru arată ca urmele lăsate în fungă de popcornul ars la microunde. Ia să vedem ce spune zațul ăsta despre tine, zice Vioi Raf. De parcă mi-ar arunca un băț să-l aduc înapoi. Acum îmi vine să-i zic Colonel Pumpkin Raf. Bun, aici arată că nu prea ieși din casă. Bla, bla. Că-ți plac desenele animate. Manga. Că mergi la sală. Îmi arată o curbă care ar putea semăna cu un biceps încordat. Că ai un prieten bun. Flaps. Și că nu ai o parteneră sau un partener. Ridic din umeri. E adevărat? E boring, bro. Ridic din umeri. De parcă ar înțelege shit din ce i-aș spune. Telefonul mă arde în palmă. Mădălin e în continuare live. Pe codul lui se pot face în continuare o grămadă de brawleri. Nimeni nu zice nimic. Mă uit pe pereți. În ceașcă, în viitorul negru în care nu ajungeam la nivelul 100 până să fac 18 ani. Mă gândesc la o memă de andoranță de Fabstronaut. We gain the strength of the temptation we resist. Număr până la 180. Mă uit la el și, ca să vezi, stă pe telefon. Aprind și eu ecranul. Eu joc Dungeons and Monsters, zice fără să-și ridice ochii. Îl știi? Nope. Hai că-i funny. Abia aștept să zic lui Flaps de psihopișcă ăsta. Am niște task-uri zilnice și n-am avut timp azi să le fac. Mormăie Pumpkin. Trebuie să intru în Crystal Wasteland și mă plictisește rău, dar de acolo iau Advanced Crystalul de care am nevoie. Tu ce joci? Brawl Stars. Brawl Stars? Ăla nu-i pentru puștani? Ce să zic? Cine joacă strategii la 40 de ani? Ce e? Adică cu ce e? Multiplayer Battle Online. Brawleri cu diferite arme. Shelly, Tick, Colt, Jesse, Colonel Ruffs. Am zis încercând să nu râd. Caskinuri, abilități speciale, gadgeturi, all the gears. Și eroii mei au skinuri. Ce eventuri sunt? Particip în Showdown, Gem Grab, Haste, Special Events. E și Super Brawl, care e un fel de Super Bowl. Dar trebuie să fii Gucci rău să ajungi acolo. Al meu e un RPG mai simplu. Mă tot chinui să updatez două caractere, dar îmi iau o veșnicie. Cassandra și Hermes. De parcă cine e pe jocul știe personaje din toate. Îi fac pe blat o poză lui Raf ca să-i o trimit lui Flaps. Mă vede, îmi bate obrazul, dar continuă să joace. Let me show you Dr. Colonel Raf. Chiar, bro, ce urechi, fix Raf. Cum e boomerul? Povei rele. O arde friendly fire. Psihobombs. Fază. Joacă un RPG tristuț. Nu e așa, ghenă tău. Lit. Credeam că mă bagă pe teste ceva. Ce faci? A terminat Mădălin opening-ul? Pizza all over? Câți brawler ți-au picat la live? 19. Azi rank 34, 1300 trofis. Lit. Afi tonight. POS. Literalmente Raf stătea peste umărul meu. Scuze, pot să continui? Adică dacă vrei să mai vorbim, vorbim. Nu trebuie să faci nimic din ce nu-ți place. Cred și eu că e mai interesant să vorbești cu... Flaps. Adică? Daniel. Vă înțelegeți bine? A început overflow-ul. Ridic din umeri. Dacă vrei, zi-mi ceva de el. Dacă vrei. Flaps is my local hero, dar nu pot să-i zic asta. Well, Flaps e... și arăt pe degete. Calisthenics, No Vapor, Fun Ziz... Waze și Brawler, top Brawler. Fața lui era priceless. Ok. Și acum în limba română? Hai că ne distrăm.
Calistenicii fac exerciții fizice fără greutăți, bazate doar pe greutatea corpului. No faperii nu se masturbează și nu se uită la porno. Ok. Și Zizi? Și Zizi? Ziz, 42k followers pe YouTube, a dat din cap în timp ce își nota ceva într-un carnețel. Și zici că nu vă uitați la porno? Am pufnit. Așa, și Wiz? Adică ascultă K-pop. Wiz? Și Ziz, îngână Raps. Și Ziz era un no-faper, fapstronaut. Era? A murit la 22 de ani, heart attack, boom. Ah, îmi pare rău. I-am arătat mema lui Ziz cu They told me that I can do anything so I died. Pe Insta lui Flaps, Insta nu Finsta, pe celălalt nu-l știm decât noi. Arăta bine, zice el și a continuat să scroleze memele. The disadvantage of jerking. Brain fog, weak memory, low confidence, low self-esteem, zero self-respect. Astea-s cam același lucru, a zis. Zero social life, unsuccessful life, weak body and bones, weak eyesight, zero focus, weak stamina, low testosterone levels, light voice, a chicotit, negative stamina, dirty thinking, erectile dysfunction, premature ejaculation, suicidal thoughts, weak in studies, ruined married life, ha. Can't talk to anyone correctly, aha. Dark circles, acne on face, hair loss, life, the end. Cu figura asta amuzantă, tipul seamănă și mai tare cu Colonel Ruffs când trage laserele. De efectele astea ne spuneau și nouă părinții, și la școală și prin ziare. Nu se făcea educație sexuală nicăieri și aveau efectul contrar. I'm not a coomer, bro. Sigur, e decizia ta și e cea mai bună. Știi de fapt că îi pasă de tine, așa cum știe, dar ești destul de mare să iei deciziile care contează pentru tine. Normal. Eu chiar știu foarte puține despre lumea asta, dar mi-ar plăcea să mai îmi povestești. Nu acum, poate data viitoare. Am ridicat din umeri. Sure. Uite, maică ta e îngrijorată că nu prea ieși, că stai numai pe jocuri. Că o să ajungi un, cum se zice, hikikimo. Hikikomori. Așa, chiar nu ieși deloc? Am oftat. Ba ies, normal că ies. Nu în parcul Verdi să mă sparg sau cu maica mea la mol să-și ia nu știu ce lumânărele. La mol merg doar la ăla din militare, la Cărturești. Au Cărturești acolo? O cameră întreagă, numai cu manga. Nu era ăla mic primul de pe Edgar Chine? Era specializat pe benzi desenate. Fațadă, n-au nimic. La AFI și la carusel e cel mai lit. Ruffs pare că se gândește. Vrea să-și mai pună cafea? Dar din ibric se scurge un pic de zaț. Poate îmi ieși și mie ceva de acolo. Eu nu știu decât Akira, filmul. 1988, manga e din 82. Mi-a plăcut mult. Care e personajul tău preferat? Tetsuo. Hai că e enervant. Ce hm? Nu e caracterul negativ? În japoneză, Tetsuo înseamnă wise man. N-a fost niciodată tratat corect de către cei din jur și când e atins de mutație, ceilalți se comportă în continuare la fel. No way, bro! Nu l-a protejat nimeni vreodată și au vrut să-l ucidă. Normal că s-a răzbunat. Trecuse prin multe și nu mai avea cum să aibă încredere că oamenii țin la el. Și când l-au atacat cu satelitul, și-a făcut un super braț. Da, s-a ascuns practic în armura creată de corpul lui. Kaziz? Ei, Kaziz. Sau, da, poate. Raf se uită la ceas. Scoate 100 de lei din portofel. Uite, eu nu prea am timp să ies. Poți să-mi iei, te rog, niște manga, dacă tot te scoate maică-ta la mol? Mai bine pe Revolut. Întinde telefonul și-mi tastez numărul. Mersi, mi-a făcut plăcere. Cred că și mie. Mama stă pe telefon. Își ridică ochii și zâmbește. Cum a fost? Ridic din umeri. Am 18 ani este un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Muzică originală și sound design, Miron Ghiu. Editare și înregistrări, Petre Fol. Visuals, Liliana Basarab.
Asistent de proiect Andreea Drăghici. Un proiect conceput și coordonat de Robert Bălan.